Doamnelor și domnilor, 24 septembrie 2015, vis-a-vis de Direcția Sanitară, ultima mea acțiune pentru apărarea drepturilor omului din Botoșani. N-aș vrea să mă repet, nu trăiesc nicio deziluzie, eram sigur că nu va veni niciun jurnalist. Îi cunosc aproape pe toți jurnaliștii din Botoșani, inclusiv pe cei din media. Și nu sunt deloc jurnaliștii care par a fi. Nu mă refuzați, vă rog, pe YouTube. Aveți informații declasificate prima dată în istorie. Mulțumesc. Doamne și domnilor, eu vă spun la revedere din Darabani de Botoșani și din Botoșani de Botoșani. Domnișoară, nu vă supărați, primiți asta. Bine, supărați-vă. Doamne și domnilor, ați văzut un specimen, o persoană care refuză să afle ceva. Această persoană, dacă va păși într-o maternitate și nu va cotiza doctorului Mamoș, doctorul Mamoș va proceda așa cum a procedat criminalul Vanvu cu mine. În 9 martie 2007 m-a lipsit de libertate prin internare nevoluntară la chirurgie, m-a executat, mi-a lăsat 5 corpi străini, mi-a spart arterele, iar pe YouTube, Dignity House, Florica Ilaș, veți găsi filmulețele făcute în 2012, 2010, 2014 și veți vedea cum iese sânge din mâna mea. Cum este posibil așa ceva în România democrată a anilor 2015?